Nici nu au trecut bine sărbătorile că buzoienii se gândesc din nou la vacanță. Unii care au petrecut anul nou acasă au ales să plece în excursii în primele zile ale lui ianuarie. Mulți au profitat de reducerile din această perioadă și și-au ales în special destinații externe. Putem prognoza o creștere pe turismul extern, deoarece tur operatorii au venit încă din octombrie cu niște propuneri destul de atrăgătoare, în sensul că până la 31 octombrie, de exemplu, dacă s-a achiziționat un pachet pe circuite care au loc în luna iunie, iulie, august, făceau economie de vreo 5-6 de euro la o familie. Asta înseamnă că plăteau cam 60% din pachetul care se vinde acum. Operatorii de turism au observat că anul acesta cerințele buzoienilor s-au schimbat față de anii anteriori. Alături de destinațiile obișnuite, precum Bulgaria sau Turcia, cererile au crescut pentru Republica Dominicană, Thailanda sau China. Cu o creștere, vreau să spun, de față de acum un an, cam cu 50%, deci pe Republica Dominicană, pe Thailanda, chiar pe partea asta, pe China, spre Shanghai, și este o chestie substanțială, adică se vede și se caută, pentru că pachetele la valoare nu sunt mari. Un pachet pe Republica Dominicană de familie, mai ales după perioada de 31 decembrie, a fost în jur de, cu avioane cu tot și cu 5 stele, cu all, în jur de 2000 de euro de familie. Reprezentanții din turism spun că și în acest an interesul pentru excursiile la noi în țară este la fel de scăzut. Prețurile mari în comparație cu serviciile oferite îi fac pe mulți turiști să aleagă o altă țară. Prevăd o cădere iar pe intern. Nu știu dacă este justificată sau nejustificată, având în vedere că nu avem tarifele toate pentru litoral românesc, având în vedere că cele de la stațiunile clasice, din stațiunile clasice, basculează azi într-un fel, mâine în alt fel, deci nu putem prognoza o creștere pentru 2013 pe turismul intern. Un alt dezavantaj pentru operatorii de turism din țară ar fi că până la această dată nici măcar nu au stabilit prețul pachetelor pe care le vor oferi în sezonul estival din acest an.